Și analiștii politici sunt de părere că Procuratura Generală s-a implicat în jocurile politice atunci când a cerut ridicarea imunității parlamentare a deputaților Petru Jardan și Denis Ulanov. Experții consideră că aceste acțiuni sunt tentative de a pune presiuni pe partidul politic Șor. Analistul politic Vitalie Catană se întreabă de ce le-a luat atât timp procurorilor să înainteze acuzațiile dacă dosarele au fost deschise de mai mult timp. Potrivit lui, ar fi vorba de o tentativă de a influența soarta numirii unui guvern sau a declanșării anticipatelor. Să-l întrebăm propriu-zis pe domnul Stoianoglu de ce s-a întâmplat anume acum. Eu cred că există acest element politic. Suntem într-un moment în care trebuie să se tranșeze problema cu numirea guvernului. De aceeași părere este și constituționalistul Teodor Cârnaț, care consideră că procurorul general trebuie să le asigure celor doi deputați posibilitatea de a participa la ședința de investire a guvernului. Urmărește drept scop ca să treacă acest val de investiri în funcție a unui guvern. Poate voturile unor astfel de deputați pot fi decisive dacă procurorul general lucrează în interesul unor persoane concrete. Potrivit lui Cârnaț, acesta este un scenariu de intimidare și șantaj. Iar politicianul Oleg Cernei a declarat la o emisiune că în joc ar fi implicat controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care i-ar fi dictat aceste acțiuni procurorului general. Presa arată că Platon este permanent în biroul procurorului general. Am impresia că aici se face și un joc în favoarea lui Platon. Și cred că noi asistăm la un spectacol regizat, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Tauber și lui Apostolva cu rețineri pe stradă și mai departe. Deci nu cred în sinceritatea procurorului general Stoianoglu. Iar analistul Ian Lisnevski consideră că nu există coincidențe în politică și a notat că ridicarea imunității deputaților Ulanov și Jardan ar fi legată și de presiunile puse pe fostul candidat al majorității parlamentare Mariana Durleșteanu, în urma cărora s-a retras. Președintele s-a axat în acest joc politic și mai degrabă încearcă să influențeze, să facă presiune politică pe majoritate parlamentară. Lisnevski crede că Stoianoglu a primit semnale politice să facă presiuni pe anumite persoane și procurorul general ar trebui să explice de ce doar acești politicieni sunt vizați, cu toate că în dosare figurează mai multe persoane. Precizăm că acțiunea Procuraturii Generale vine la scurt timp după ce Stoianoglu a avut o întrevedere cu Maia Sandu, în care cei doi au discutat chiar despre dosarele mari de corupție și fraudă bancară.